Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă spunem la o nouă ediție a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Zilele acestea sunt marcate în continuare de foarte multe evenimente. Vă spuneam și în edițiile trecute, este o avalanșă de lucruri pe agenda lui Dumnezeu pentru România, pentru Biserica Lui din țara noastră. Încercăm și noi, cei de la Alfa Omega, să punctăm câte ceva, să fim parte din lucruri, evenimente care sunt importante, semnificative. Vă ținem la curent și în această emisiune cu astfel de lucruri. Săptămâna trecută am participat, după cum știți, după cum am promovat și după cum v-am prezentat și pe webul Alfa Omega TV, la conferința anuală Peniel. A fost ediția din acest an, 2012, a conferinței Peniel, găzduită de Sala Sporturilor din Sibiu. Ne străduim ca în cât mai scurt timp să aveți pe micile ecrane lucrările acestei conferințe. Și ne-am hotărât ca până la acest moment să puteți vedea și pe site variante needitate ale lucrărilor conferinței. O să le urmăriți, cred eu, în săptămâna următoare, în zilele următoare, chiar urmăriți pe site în momentul când ele vor apărea. Pentru cei care nu au putut să urmărească pe site conferințele pe NIR și care sunt poate mai de curând conectați la canalul Alfa Omega TV, o scurtă secvență doar pentru a vă trezi interesul de la conferința pe NIR 2012 Sibiu. De fiecare dată am experimentat ceva ce nu pot să descriu în mod adecvat prin cuvintele mele sărăcăcioase. Dar îmi amintesc și vreau să știți secretul cu privire la Peniel. Este totdeauna o cameră. De exemplu, aici la Sibiu e undeva o cameră acolo, în stânga. În celelalte locații, totdeauna frații au găsit o cameră, undeva poate în spatele scenei. Dar e un loc în care se înalță rugăciuni. Și de fiecare dată când ne-am intrat acolo și ne-am rugat pentru cei care urmau să predice, am simțit prezența lui Dumnezeu cum rar mi-a fost dat să o simțesc. Și prima dată am zis, asta a fost experiența mea acolo, la cutare conferință. Dar și în anul următor, și în anul următor, și în anul următor, de fiecare dată, e un curent, este ceva acolo, pentru că știu că sunt oameni care iubesc tinerii, care se roagă pentru ei și când se roagă ei, se deschide cerul. Dați-mi voie să vă spun, cred lucrul acesta, un maraton de rugăciune. Timp de 2 zile, un maraton de citire a Bibliei, o mulțime de tineri din România care au postit și s-au rugat pentru conferințele acestea și apoi întâlnirile de rugăciune de aici. Îmi spuneți mie că toate astea sunt doar așa exerciții spirituale? Eu cred că astea au un rezultat clar. Se deschide cerul. Eu cred că s-a deschis cerul peste Sibiu în săptămâna aceasta. Și eu cred că Duhul Sfânt acum are un drum deschis și liber spre inima celor care sunt gata în seara aceasta să-i dea voie Lui să stăpânească în inima lor. Aceasta a fost conferința Peniel. Profit de ocazie celor care sunteți fan Peniel. Este disponibilă în continuare. Am promovat-o mai puțin. Conferința Peniel de anul trecut, o altă realitate a fost genericul conferinței de anul trecut. A fost găzduită acea conferință națională la Oradea În 2011, în luna aprilie. Sunt lucrările conferinței, atât partea de cuvânt, de împărtășirea cuvântului, cât și momentele de laudă și închinare. Este un preț promoțional de 35 de lei. Deci conferința Peniel 2011, o altă realitate, disponibilă pe DVD la Alfa Omega TV, în așteptarea albumului DVD 2012 Peniel. Viața spirituală a României este marcată de numeroase evenimente importante. Este un moment semnificativ, celebrarea și în România a Zilei Mondiale de Rugăciune, Global Day of Prayer, pornită în urmă cu mai bine de 10 ani din Africa de Sud. Iată că și în acest an câteva biserici se unesc în unitate, în Duhul, cu biserici de pe întreg mapamondul pentru a celebra Ziua Mondială de Rugăciune. În acest an, ziua de 27 mai, este zi marcată pe calendar. Sigur că religioșii familiarizați cu acest lucru și din România și din alte părți se celebrează cu câteva zile înainte și după acest moment prin acțiuni specifice, dar în special axarea, focalizarea pe rugăciune. Pentru cei care nu știți foarte mult despre Ziua Mondială de Rugăciune, avem un scurt reportaj de câteva minute despre Ziua Mondială de Rugăciune pentru a ști despre ce este vorba. De 10 ani, Ziua Mondială de Rugăciune lansează o provocare pentru întreaga lume. O zi în care întreg globul se unește într-un maraton al rugăciunii. Hear our prayers. Ne-am rugat pe stadioane,
în săl de spectacol, locuri publice, biserici și catedrale. Ne-am închinat pe străzi și în parcuri, în case, în locuri înalte, în locații semnificative. Am strigat către Domnul. Acum trâmbița sună și cheamă fiecare continent. O chemare la pocăință. O dorință după sfințenie. Așa cum apele acoperă pământul, această mișcare se extinde de la nord la sud, dintr-un colț al lumii spre celălalt, în inima comunităților, din casă în casă. Aceasta este o mișcare de pocăință, de reconciliere și de rugăciune. O mișcare ce nu cunoaște granițe și nu mai poate fi exprimată doar în clădiri, în biserici și pe stadioane. Atinge atât săraci cât și bogați, tineri și bătrâni. Ca urmași ai lui Hristos am adoptat un stil de viață de rugăciune. Cu siguranță că aceasta este o așteptare după adevărata trezire și începutul unui nou sezon. Te buscamos a ti, Señor. Tú eres nuestro amado, el amado de nuestra alma. Esas decisiones del poder, oh Dios. Y a... Señor, es una ofrenda al corazón. Pe măsură ce această mișcare de trezire se extinde, Ziua Mondială de Rugăciune își propune să extindă timpul dedicat acestui maraton de la o zi la 10 zile și apoi la o perioadă de 90 de zile dedicată unei campanii intitulate Dragostea creștină în acțiune. Noi credem cu tărie că pe măsură ce ne smerim și ne cerem iertare pentru greșelile noastre și ne întoarcem de la faptele rele, Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre. El va restaura inimile noastre rănite. El va transforma comunitățile noastre și lumea va începe să cunoască că Dumnezeu este cu adevărat Regele Regilor și Domnul Domnilor. Mai mulți oameni, mai multe locuri, mai multă rugăciune. Iată, un nou sezon a început. 12 iunie 2011, 27 mai 2012, 19 mai 2013, 8 iunie 2014 și mai departe, Dumnezeu știe. Ziua Mondială de Rugăciune, vă spuneam, este celebrată și în România. Nu foarte multe biserici, oarecum spre regretul nostru, sunt implicate în acest lucru. Am reținut pentru dumneavoastră trei dintre ele. În primul rând, Biserica Râul Vieții din București. Aveți, în timp ce vorbesc, site-ul lor pentru mai multe amănunte. Va marca în ziua de 27 acest moment printr-un timp prelungit de închinare, de proclamarea cuvântului. De dimineață, de când începe programul de biserică, de la ora 10, până cu o mică pauză la amiază, până seara la ora 20, Biserica Râul Trezirii va prezenta un program interesant. Am fost și noi, nu de mult, musafiri,
aceste biserici și pentru cei care vreți să simțiți, să prindeți pulsul spiritual acestei biserici, un scurt moment de laudă și închinare. Veți vedea astfel de momente dacă veți fi în zonă, vă spun, și în 27 mai accesând, fiind parte din programul acestei biserici. Deci, un moment de laudă și închinare, Râul Trezirii, București.
împărat. Nu are nevoie de o campanie electorală ca să-și facă publicitate, să-și atragă electori, să-și atragă adepți. El nu-și negociază domnia cu absolut nimeni, nu poate fi votat și nu poate fi scos afară dintr-o funcție. El este suprem și El este suveran. Și acesta este Domnul tău. El domnește pe întreg pământul. El domnește peste situațiile tale. Așa cum stai în prezența Domnului, meditează asupra realității că dacă El domnește și tu domnești împreună cu El. Nu știu căror lucruri le mai ești rob. Poate țigării, poate băuturii, poate unor prietenii care te trag în Egipt, ori de câte ori intri în contact cu ele. Soluția ta este o schimbare de altitudine. Ești mai mult decât ai recunoscut până acum. Ești mai mult. 2 Corinteni 5:17 spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă tu te vezi cu lanțuri la mâini, trebuie să înțelegi că este unul a cărui ungere sfărâmă jucul. Este în atmosferă zurnăit de lanțuri care cad. Și tu trebuie să primești această realitate că ești un om liber și ai fost făcut un om liber. Dar poți să ai o vorbire dumnezeiască. Indiferent cât de mult ești atâțată în casa ta, poți să ai o vorbire dumnezeiască. Și poți să privești la lanțul care este jos și care nu mai are putere asupra ta. Poți să te ridici asupra lucrurilor care te-au înrobit. Domnul spune în aceste momente, ești o făptură nouă fără cazier. Ești o făptură nouă fără cazier. Recunoaște acest lucru. Tu nu mai ai cazier, cazierul tău a fost șters. Nu mai lua înapoi elemente ale unui cazier care este deja anulat. Aleluia, aleluia. 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 Global Day of Prayer este sărbătorit și în vestul României. Nu atât de multe biserici cât ne așteptam. Iată că în Arad, Biserica Adoram organizează în ziua de duminică de după masă în localul propriu un timp prelungit de laudă și închinare, de rugăciune, de împărtășire a cuvântului. Aveți pe site adoram.ro mai multe informații despre această întâlnire. Însă aș vrea să folosesc acest prilej, aceeași biserică Adoram, două zile înainte, vineri și sâmbătă, în zilele de 25 și 26 mai, găzduiește, inițiază, organizează cea de-a doua ediție a conferinței Un Drum Nou. Această conferință care precede punctul marcat de noi prin Ziua Mondială de Rugăciune, în fond se încadrează în aceeași linie spirituală, în aceeași linie a Duhului. Această conferință Un Drum Nou este găzduită de Casa Sindicatelor din Arad. E a doua ediție. La prima ediție au fost câteva înregistrări deosebite. O scurtă secvență pentru cei care sunteți interesați să fiți parte din această a doua ediție, Un Drum Nou, găzduită și organizată de Adoram, Biserica Nouă în Arad. Proclamă.
simt o dragoste curată în jur să răspândi. Prin jertfa ta suntem uniți, prin harul tău să vină în unitate, frații, surorile, copiii lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm vocea, haideți să ne ridicăm sufletul. Înalță sufletul împreună cu mine și roagă-l pe Tatăl să ne dea unitate. O, șerere, sane, o, aleluia! Unitate! O, Tată, venim înaintea Ta și ne ridicăm, ne ridicăm în numele Tău cel Sfânt, ne ridicăm în numele Tău cel Mare și rostim într-un glas unitate peste țara noastră, peste România, rostim o mentalitate a împărăției. O, unitate, Tată, unitate! Ridică-ți vocea, ridică-ți glasul Tău, roagă-L pe Dumnezeu, îndură-te de țara mea. Unitate, doar voi, în unitate, în unitate, în unitate, ne rugăm, în unitate, în unitate. Unitate,
Doamne, tăticule, urâm acest duh de dezbinare care a venit peste țara noastră. Urâm acest duh de dezbinare care e peste bisericile noastre. Urâm acest duh de dezbinare și în numele Domnului Iisus Hristos îl legăm. Legăm acest duh de dezbinare. Ne ridicăm împotriva muntelui și spune: munte, dă-te la o parte în numele lui Iisus Hristos. Declarăm domnia lui Hristos peste Arad. Declarăm domnia lui Hristos peste România. Hristos să rege peste România, peste țara mea, în unitate, în unitate, în unitate. Și tot în Arad, o altă biserică receptivă la îndemnurile și îmbolturile Duhului Sfânt, Râul Trezirii, păstorită de pastorul Sami Cava, prieten al emisiunilor noastre, este parte dintr-un lanț lung de post și rugăciune de o lună de zile. Se va încheia acest sezon în 3 iunie, chiar de Rusalii. Sigur că Ziua Mondială de Rugăciune este prinsă în acest lanț continuu de post și rugăciune. Cred eu că Dumnezeu pregătește și prin acest exercițiu spiritual, lucruri speciale în Arad și în vestul României. Pe site găsiți mai multe informații despre ceea ce fac dânsii la Biserica Râul Trezirii din Arad. În același timp, Sami Cava este parte din grupul, din colectivul, din nucleul de organizare al evenimentelor de tip Rugul Aprins, Măslinul sau Cortul Întâlnirii. O astfel de întâlnire va avea loc în zilele de 26 și 27 mai, luna aceasta, la Zădăren, în județul Arad. Cei care vor avea ocazia să fie acolo sâmbătă de la ora 14 și duminică de dimineață de la ora 10 vor avea bucuria să-i reîntâlnească și pe Florin Dan, pe pastorul Ioan Caba și pe alți slujitori obișnuiți ai invitați acestor întâlniri de tip Rugul Aprins, Măslinul, Cortul Întâlnirii. Tot la capitolul anunțuri, este ultimul anunț pe ziua de astăzi, concertul Michael W. Smith din 2 iunie, planificat mai de multă vreme pe stadionul Dan Păltinișan, va fi găzduit de sala mare a Centrului Creștin Timișoara, Biserica Agape, tot în 2 iunie, bineînțeles. Mai multe informații pe site-urile care promovează acest eveniment. Sunt doar câteva bilete rămase, dacă mai aveți ocazia, înscrieți-vă, dați un telefon, fiți parte din acest regal de muzică creștină contemporană. În a doua parte a emisiunii, câte ceva despre Alfa Omega TV. Marcăm, așa modest cum putem noi chiar în această emisiune, un eveniment care ne privește pe noi și slujirea noastră de ani de zile în media creștină din această parte a lumii. Iată că sărbătorim 500 de săptămâni de când Alfa Omega TV este prezentă pe un satelit. În 2002 Dumnezeu ne-a dat favoare să avem emisie pe satelit pe canalul TBN Europe și de atunci, de luni până sâmbătă, în fiecare săptămână, timp de 500 de săptămâni, Alfa Omega a prezentat României și românilor de pretutindeni care pot să recepționeze un canal de satelit, cum este cazul lui TBN Europe. Alfa Omega a avut ocazia să difuzeze programe creștine de bună calitate și facem acest lucru în continuare. Slujim în acest mod românii din țări care sunt departe poate de România și care, pentru care această oră de program în limba română este o gură de oxigen. Preluăm și noi pe site-ul Alfa Omega TV online acest canal, dacă sunteți interesați să vedeți nu numai segmentul în limba română de la ora 4 la ora 5, ora României, dar și alte programe de mare încărcătură spirituală. E un site, e o secvență de site la noi pe Alfa Omega TV unde puteți urmăriți online acest program.
E un har pe care Dumnezeu ne l-a dat, pregătindu-ne pentru emisia 24 de ore din 24 pe Alpha Omega TV. Dumnezeu ne-a dat un proiect pilot, zicem noi, din 2002, să avem această favoare, să avem o oră de satelit peste întreaga Europa, pe unul dintre cele mai importante canale de televiziune. Răspund acum unora care ne întreabă când reluăm emisiune live. În săptămâna premergătoare, sărbătorile de Rusalii, în 31 mai, vom relua emisiunile în direct, Calea Adevărului și Viața. Bineînțeles, va fi o emisiune despre legată de Rusalii, o ediție specială de Rusalii. I-am zis noi, ca un titlu provizoriu, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Vrem să ne rugăm pentru multe cauze, bineînțeles. De la final orice emisiune live ne rugăm pentru cauze. Așadar, încă de pe acum ne puteți trimite pe adresa de e-mail rugaciunea@alfaomega.tv cereri de rugăciune sau la telefoanele care vă sunt afișate pe ecran în tot timpul zilei, de la 8 dimineața la 8 seara, cereri de rugăciune că vor fi preluate de noi. Vom avea invitat special, sper eu că invitatul special va fi în special Duhul Sfânt, care vrem să călăuzească și să potențeze, să ungă această emisiune în direct. Deci în 31 mai de la ora 21 seara, o emisiune specială de Rusalii sub genericul Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Așteptăm cereri de rugăciune la telefon sau pe e-mail. Mă adresez acum celor care ne urmăresc pe internet sau care ne văd ocazional, cei care își doresc în fond să aibă Alpha Omega TV în casele lor. Aproape în fiecare emisiune ne rugăm pentru acest lucru și ne-am focalizat în ultimele săptămâni pe rugăciuni pentru anumite orașe care încă doresc să primească Alpha Omega TV și care din anumite motive nu reușesc acest lucru. Mă refer la o receptivitate mai redusă a rețelelor de cablu pentru a introduce Alpha Omega TV. Un lucru pe care aș vrea să-l subliniez, dar noi ne rugăm de aici de la Alpha Omega împreună cu dumneavoastră, ne rugăm pentru ca Alpha Omega să intre în orașul X sau Y. Aș vrea însă ca această rugăciune să fie în unitate cu dumneavoastră și aș vrea chiar să vă provoc. Poate rugăciunea noastră e chiar mai importantă și mai în autoritate, fiind locuitor al acelei zone, în acelui oraș, acelei comune, decât poate avem noi de aici, din studioul Alpha Omega TV. Ne-am rugat și continuăm să ne rugăm pentru Arad. Ne unim în Duhul și poate într-o rugăciune care vom face imediat cu cei din interesați în Arad, care locuiesc acolo sau în împrejurim sau care au rude sau oricare conexiune cu Aradul. Am decis să ne rugăm și cu cei din Mediaș, e o nevoie în Mediaș, o dorință a celor din Mediaș. Am și întâlnit câteva persoane cărora ne-am propus să ne unim în Duhul în această săptămână pentru Mediaș. Și înainte de a ne ruga, la cineva din Reșița, ne spune chiar dacă suntem la o mică distanță de Timișoara, nu recepționăm decât online, ne urmărește și în continuu online, se face purtător de cuvânt a unui grup, fratele Melu Crăciun, din Caraș Severin. Și acesta este gândul meu. Luați în serios rugăciunea pentru orașul dumneavoastră. Am primit cu bucurie o veste, ieri, alaltăieri, e o soră, Daniela, dintr-o comună din Maramureș. Dânsa a avut șansa și ocazia și a avut determinarea să sune insistent la cineva din conducerea RCS RDS pentru ca în zona de comune, în comuna ei și în zonele învecinate, Alpha Omega să fie introdusă. Și nu mică i-a fost bucuria să constate că în câteva zile a avut canalul pe rețeaua de cablu. De altfel, îl avea deja cu un timp înainte, dar nu știa să caute pe telecomandă. Dânsa a aflat acest lucru, spunea într-un moment interesant, se ducea chiar la poșta din comună și poșteșița i-a spus: vedeți că aveți canalul Alpha Omega TV, tocmai în momentul în care dânsa trimitea o mică donație la Alpha Omega. Am fost surprinsă și ne-am bucurat de acest lucru. În gândul este următorul. În primul rând, uitați-vă dacă nu cumva aveți canalul Alpha Omega deja în casa dumneavoastră. Verificați telecomandă. În al doilea rând, stăruiți, insistați la rețele de cablu, fie că este UPC sau RCS, fie că sunt alte rețele sub o altă denumire. Vă spuneam, aceste două rețele pe care le-am pomenit, am introdus deja în foarte multe orașe Alpha Omega TV în urma stăruinților dumneavoastră. Insistați, stăruiți și verificați dacă nu cumva acest lucru deja s-a întâmplat. Aș vrea să ne rugăm pentru acest lucru, însă
Înainte de a vrea să ne unim în rugăciune și pentru o cauză, am promis unei familii că ne vom ruga chiar în această emisiune, pentru că e un caz mai grav. Ciprian ne-a scris despre tatălui din Oradea. Tatăl meu, Radu, este în comă, este paralizat pe partea stângă. Ischemie cerebrală, a căzut în timp ce sluja. Am înțeles că este cazul didactic. Rog din tot sufletul, rugați-vă că tatăl meu să-și revină. Doar Dumnezeu îi poate salva. Doctorii îi dau din numeri și spun că șansa lui literalmente este doar la Dumnezeu. Înainte de a intra în această înregistrare, am vorbit, pentru că aveam un număr de telefon cu Ciprian și cu mama lui. Erau la spital și chiar dacă spuneau ei, suntem toți o familie ortodoxă, credem că Dumnezeu ascultă rugăciunile și am simțit să vă scriem vouă la Alfa Omega, pentru că știu că se fac multe rugăciuni pentru bolnavi. Aș vrea să vă uniți cu noi în rugăciune pentru acest caz. Cred că Dumnezeu poate să facă o minune și în această situație, fără soluție medicală. Dar să ne unim cei care doriți ca Alfa Omega să fie în zona dumneavoastră. Tată Ceresc, ne unim acum în rugăciune noi de aici din Alfa Omega cu cei care doresc și se roagă și strigă la tine pentru ca Alfa Omega să fie accesibil în locuințele lor sau în locuințe prietenilor sau a rudelor, Doamne, în zonele de care ei sunt legați într-un fel sau într-altul, Doamne, și credem că Tu vei face minuni. Doamne, dă determinare și stăruință și insistență și credință celor care cer acest lucru din diverse localități, comune, orașe, sate. Ca ei să dele favoare, Doamne, la rețelele de cablu locale care îi slujesc în acest mod, Doamne. Dar mă rog ca în mod supranatural Tu să Te atingi de inimile celor în decizie, în mod supranatural. Te rog să le vorbești și te rog să le arăți că este o mare binecuvântare și pentru ei și pentru cei pe care îi slujesc prin cablu, ca Alfa Omega să fie disponibilă și să fie un canal de răspândire a cuvântului Tău în acele zone. Îți mulțumesc că vei face minuni. Ne aducem pe braț de rugăciune orașul Arad și ne rugăm ca Tu să dai la o parte orice împotrivire și să binecuvântezi pe cei care vor lua decizii în aceste zile pentru introducerea acestui canal în rețele de cablu. În numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm și pentru media și, Doamne, binecuvântează acest oraș cu pocăință, cu cunoaștere de Tine, cu prezența Duhului Sfânt. Ne rugăm și pentru Reșița, Doamne, deschide Tu porțile acestui oraș larg, Doamne, pentru ca prin Alfa Omega cuvântul Tău să atingă inimile fiecărui locuitor al acestui oraș. Și acum ne rugăm, Doamne, în unitate cu cei care ne urmăresc și vă rog să vă uniți cu mine în rugăciune pentru această persoană, pentru Radu, Doamne, care este paralizat pe partea stângă, Doamne. Doamne, și este în comă. Doamne, și în aceste zile, Doamne, este între viață și moarte, Doamne. Doamne, ce nu pot face medicii, Tu poți să faci, Doamne. Te rog să atingi într-un mod supranatural, Doamne, de el, Doamne, și să-l restabilești și să-l restaurezi. Doamne, ascultă Tu rugăciunile soției lui și al fiului lui, Doamne, și ale noastre, care ne unim aici în rugăciune din Alfa Omega împreună cu mii de telespectatori. Și fă Tu o minune, Doamne, și mă rog ca minunea aceasta să fie, Doamne, spre mântuirea multora din acea zonă, din familia lui, Doamne, și mulți se întoarcă la Tine prin modalitatea în care Tu ai lucrat. Tu ești suveran, Doamne, Tu poți să faci, să dai soluție de un fel sau dintre altul, Doamne. Deci, Doamne, încredințăm pe Radu, Doamne, în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca Tu să lucrezi. Fă o minune, Doamne, Te rugăm. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Către finalul emisiunii, ca de obicei, vă prezentăm proiecte, lucrări, oferte pe care le avem. Mulți ne spuneți, da, vrem să vă ajutăm și ne și trimiteți suport financiar și ne ajutați, dar spuneți-ne la ce folosiți acest lucru, spuneți-ne care sunt urgențele voastre. Vă și spun așa foarte pe scurt, în aceste zile amenajăm studioul numărul 2, poate reușim să vă dăm și niște secvențe până la montajul acestei emisiuni, studioul numărul 2, un studio mai mic care va fi echipat cu un sistem de lumini mai special, va fi o gazdă pentru emisiuni de tip seminarii. Chiar vrem să înregistrăm niște seminarii noi în această vară cu musafiri mai special. Vom avea poate și un colț, două pentru interviuri mai simple. E o modalitate prin care Dumnezeu ne extinde puțin zona de lucru. Până acum am făcut ce s-a putut face cu materiale și cu echipamente pe care le-am avut. Credem noi că pentru finalizarea completă acestui studio, inclusiv investițiile pe care tocmai le-am făcut, e un buget care ne rugăm pentru un buget de aproximativ 2000 de euro. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă să fiți parte din acest buget, scrieți-ne sau trimiteți-ne cu destinația aceasta o mică contribuție. Pe mai departe, al doilea proiect este acest proiect de Biblie gratuită, o Biblie de
de mărime medie este în jur de 20 de, de lei, ca și cost pe, pe care noi îl, trebuie să-l plătim la furnizorii de Biblii. Am primit și ceva materiale gratuit, dar dacă aveți pe inimă, acum deja am primit câteva scrisori. Persoane care ne-au spus, vreau să contribui, chiar am primit de dimineață, cineva cu numele Veronica, mi-a trimis 20 de lei. A spus, vreau să o Biblie pe care eu o finanțez să ajungă în mâna uneia în nevoie. Fiți parte din acest proiect și dumneavoastră ca Biblia să ajungă în casa fiecărui român, chiar celor care n-au posibilități financiare. Avem după aceea, bineînțeles, nevoi curente, salarii, cheltuieli de producție, chiar și aceste emisiuni pe care le urmăriți dumneavoastră presupun anumite costuri. În plus, avem o provocare de ultimă oră, e nevoie de niște îmbunătățiri și creșteri de performanță la unele echipamente, sunt iar câteva mii de euro care nu au fost incluse în bugetul inițial și de care avem mare nevoie în aceste luni. Dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, orice ajutor este binevenit. Și tot la acest punct, ca modalități de a fi sprijiniți. Ne-au rugat mai mult, spuneți-ne mai exact cum anume putem să vă ajutăm. Un ajutor este acela simplu, prin mandate postale, cereți-ne să vă dăm mandate postale gata, poate gata completate cu contul Alfa Omega și doar scrieți aici pe spate pentru proiectul Biblii, pentru proiectul îmbunătățire echipament, pentru amenajarea studioului numărul 2. O a doua variantă este prin numere de telefon, printr-un apel telefonic, în special rețeaua Rom Telecom vă recomandăm să o folosiți. Sunt foarte mulți credincioși care dau un număr, un telefon la unul din numerele afișate pe ecran și chiar îl rog pe colegul meu să vă pune pe ecran în timp ce vă vorbesc, o donație de 5 euro sau de 10 euro, ca de exemplu donând, sunând odată la numărul de 5 euro, practic sponsorizați o Biblie care să meargă gratuit la cei în nevoie. O altă modalitate prin care ne puteți ajuta dacă sunteți implicat într-o afacere, pe bază de contract de sponsorizare puteți să faceți acest lucru în orice moment, sau pe baza unui contract de tip publicitate, suntem deschiși să facem promovare de servicii sau produse la societăți comerciale care doresc acest lucru. Este o formă prin care ne ajutați și pe noi și vă ajutăm și noi pe dumneavoastră. Cam acestea au fost gândurile pe care vi le-am spus. Avem nevoie însă și de rugăciune. E o presiune mai aparte, intensă asupra noastră, în plan spiritual. Dincolo de orice ajutoare financiară sau în alt mod, avem nevoie de rugăciune și vrem să vă slujim cât mai mult și să putem să mergem cât mai departe alături de dumneavoastră prin acest canal. De aceea, rugăciunea dumneavoastră este importantă pentru protecție și călăuzire divină. Pe ultimele minute ale emisiunii, ultimele recomandări, v-am spus la început, conferința Peniel 2011 disponibilă pe DVD la un preț de 35 de lei. În al doilea rând este conferința, pot să spun chiar conferință, pentru că n-a fost chiar o conferință, a fost o întâlnire, cortul întâlnirii de la CEICA Bihor 2011. Ați urmărit duminică de duminică timp de 5 săptămâni selecțiuni de la această întâlnire specială de rugăciune. Sunt două DVD-uri cu 5 module, a câte oră fiecare, cortul întâlnirii CEICA, organizatori, inițiatori, cei de la Rugul Aprins, tot așa un preț promoțional de vreo 30 de lei și din nou în stoc 3 DVD-uri care timp de aproape un an de zile au lipsit din cauza epuizării stocului. Este un film Speranța, un material de evangelizare deosebit, un docudrama, îi zicem noi. Sunt și cele două filme artistice, Escaladarea și Concursul de Rodeo, din nou disponibile în magazia, în depozitul Alfa Omega TV. Le puteți pe toate acestea accesa, comanda atât prin telefoanele care au fost puse pe ecran, cât și accesând magazinul online al studioului Alfa Omega TV. Aveți conexiunea pe site. În curând, celor interesați, o să vă putem pune la dispoziție și Peniel 2012 și conferința de la București cu John Piper. Puteți să faceți o precomandă la numere de telefon sau prin e-mail la comenzi@alfaomega.tv. Cam acestea au fost informațiile acestei săptămâni. Vrem să ne întâlnim săptămâna viitoare, credem noi, într-o ediție specială și Alfa Omega Obiectiv, care va precede probabil emisiunea în direct Calea Adevărului și Viața. Vă reamintesc că joi, 31 mai, în direct Calea Adevărului și Viața, așteptăm cereri de rugăciune prin e-mail rugăciunea@alfaomega.tv sau la telefoanele afișate pe ecran. Tema emisiunii speciale de vârstare este persoana și lucrarea Duhului Sfânt, cu rugăciuni pentru nevoi și
o să încercăm chiar rugăciuni pentru ca Duhul Sfânt să atingă cât mai multe persoane. Aceasta a fost emisiunea Alfa Omega în Obiectiv. Vă mulțumesc pentru timp, pentru răbdare. Dumnezeu să o binecuvânteze și nu uitați să rămâneți și fiți în continuare parte din lucrarea Alfa Omega. Mare este secerișul. Puțin sunt lucrătorii. Fii o lumină. Și tu poți face o schimbare. Fii parte din lucrarea Alfa Omega. Roagă-te. Susține. Donează. Fii partener Alfa Omega. Vrei să susții Alfa Omega TV și să te bucuri de programe de calitate pe internet? Trimite un SMS cu conținutul AOTV la numărul afișat pe ecran. Vei primi înapoi un cod de acces prin SMS pentru a accesa o secțiune specială cu resurse Alfa Omega. Ajută mai mulți români să primească Cuvântul lui Dumnezeu prin media. Fii alături de noi, partener în lucrarea de media din România. Fii parte și tu!